Belințeanul Alin Șeron se a remarcat din nou în Superliga, în meciul pe care echipa sa Fece Botoșani a disputat contra celor de la Fece Hermannstad. Șeron a deschis scorul în prelungirile primei reprize, printr-un eurogol, o lovitură de cap de la aproape 14 metri. În ciuda reușitei spectaculoase a jucătorului originar din Belinț, echipa sa a fost învinsă cu scorul de 2 la 1, formația adversă reușind să întoarcă rezultatul în cea de-a doua parte a jocului.